Bun găsit, dragi copii! Astăzi vom învăța să realizăm o descriere a unui obiect preferat. Pentru a putea înțelege cum putem descrie un obiect, am luat ca exemplu o minge de fotbal. Analizăm obiectul. Îl privim și analizăm din punct de vedere al aspectului pe care acesta îl are. Ce formă are? Ce culoare are? Din ce material este fabricat? Apoi, ne putem referi la utilitatea acestuia. La ce ne ajută? Unde îl folosim? Iată câteva întrebări ajutătoare pentru descrierea pe care urmează să o realizăm. Ce formă are mingea? Ce culoare are? Unde o folosim? Ce dimensiune are mingea? E mică sau mare? Aici aveți o descriere structurată într-un scurt text de 6 enunțuri. Citiți textul! Observăm cum am realizat descrierea anterioară. Am început să scriu despre aspectul mingii de fotbal, referindu-mă la forma pe care mingea o are, mărime sau culoare. Apoi am vorbit despre utilitatea acesteia, faptul că o folosesc la antrenamentele de fotbal sau să mă joc cu ea în parc alături de prieteni. În încheiere, am scris un gând, o emoție, o stare, faptul că mă face să mă simt un adevărat campion. Puteți încerca, folosind reperele de mai sus, să realizați o scurtă descriere a obiectului vostru preferat. La școală, alături de un coleg de clasă, puteți să vă prezentați obiectul vostru preferat, fără să spuneți despre ce obiect este vorba. Lăsați colegul să ghicească despre ce vorbiți. În dialogul dintre voi, țineți cont de aspectele obiectului vostru, formă, mărime, culoare și utilitatea acestuia. Prezentați-l folosind enunțuri simple și nu uitați, în încheiere, să transmiteți un gând, o stare, o emoție în legătură cu obiectul vostru preferat. Succes!